În sala de ședință a localului 2, Alisu Argeș, a avut loc bilanțul pompierilor argeșeni. La festivitate au fost prezenți prefectul Cristian Soare, președintele Consiliului Județean Dan Manu, inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Argeș, generalul de brigadă Marian Stoica, comandantul garnizoanei Pitești, colonelul Marian Baie și alții. Dintre invitați, nu au lipsit proaspăt pensionați Ion Popa și Liviu Popescu, foști inspectori șefi ai ISU Argeș. După ce a citit bilanțul, șeful pompierilor argeșeni Bogdan Olar le-a dat cuvântul invitaților săi. Așa este, este o sală extraordinară. Suntem într-un centru modern de conducere și coordonare a intervențiilor și pentru acest lucru trebuie să vă felicit, domnule președinte, să felicit pe toți cei care au fost înaintea dumneavoastră, pe cei care, domnul colonel Popa, domnul colonel Popescu. Vreau să vă spun că din 2012, de când am venit, am ajuns pentru prima dată la prefectură, dumneavoastră aveați tot timpul în gând acest lucru, iată că acest lucru s-a rezolvat. Și este foarte, foarte bine că suntem în această locație modernă, pentru că sunt convins că Argeșul este un centru important. Dumneavoastră spuneați, domnule colonel, că suntem în primele 10 județe. Îmi permit să vă contrazic, ați spune că în primele 5 județe. În ce privește activitatea, din cifrele prezentate, reiese că în 3 ani, mai exact din 2013 și până în 2016, s-a înregistrat o dublare a numărului de intervenții. Astfel, dacă în 2012 militarii răspundeau la 8.431 de evenimente, în 2016 numărul a ajuns la 16.614, în medie de câte 45 pe zi, dintre care 5.040 acțiuni situații de urgență și 11.574 acțiuni smurt, în creștere cu 35% față de cele 12.373 de evenimente înregistrate în anul 2015. Acțiunile privind situațiile de urgență au fost 2.482 intervenții, 65 de misiuni asigurare, supraveghere, monitorizare a zonei de producere probabilă a unei situații de urgență, 2.256 recunoașteri în teren, 87 de exerciții cu forțe în teren, 79 întors de pe traseu, 21 deplasare fără intervenție, 50 alertă falsă, iar pe linie de smurd au fost reprezentate de 10.988 de intervenții, 126 întors de pe traseu, 98 deplasări fără intervenție, 362 alerte false. Cele 2.482 intervenții la situații de urgență au reprezentat 463 incendii, 1.425 alte situații de urgență, 99 alte intervenții, 6 protecția mediului, 444 incendii de vegetație și altele, 45 salvare animale, iar cele 10.988 intervenții smurd reprezintă 10.194 asistență medicală de urgență, 607 asistență persoane, 44 descarcerare, 143 alte situații de urgență. Reiau ideile sau să întăresc ceea ce dumneavoastră ați prezentat aici, în aceeași notă, începând cu partea de resurse umane și finalizând cu vizibilitatea de care vă bucurați prin prezența presei locale și centrale aici de față. Se vorbea la început de resurse umane și gradul de încadrare era de aproape 96%. Stați bine față de alte județe din această structură. Dar totodată, prin eforturile care s-au făcut și la sfârșitul anului 2016 și vor continua și în 2017, prin aprobările de rigoare de la Ministerul Afacerilor Interne, vom încerca să aducem în curtea noastră specialiști pe domeniu, astfel încât să nu mai fim nevoiți să ducem către compartimentele specifice de financiar sau de IT, doar pe cei care, într-adevăr, au doar vocație, nu și pregătirea teoretică în spate, care să le întărească rezultatele. În anul care s-a încheiat, echipajele smurd au avut mult de lucru, dacă e să ne luăm după cifre. Acestea au răspuns în medie pe zi la 32 de solicitări, numărul total pe întregul an fiind de 11.574 acțiuni smurd,
fiind în creștere cu 6% față de anul trecut. Dintre cele 463 de incendii au avut loc în Pitești 80, în Mioveni 27, în Costești 19, în Ștefănești 15, în Câmpul Ungmuștel 13, iar la Curtea de Argeș tot 13. Numărul de victime este de asemenea puțin mai mare ca anul trecut. Pe timpul intervențiilor, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016, au fost înregistrate 89 de victime, 3 decedați și 86 răniți, în creștere cu 8% față de anul 2015, când au fost înregistrate 82 de victime, dintre care 5 decedați și 77 de răniți.